vorbi despre niște animale foarte simpatice. Sunt mici, pufoase, trăiesc în Australia, au un buzănărel special și nu sunt urși. Ați ghicit? Sigur, aveți dreptate! Ursuleții koala, care de fapt nu sunt urși și nu au nicio legătură cu marile mamifere. I s-a spus așa datorită asemănării lor cu ursuleții de pluș. Dacă e să se asemene cu vreun alt animal, acesta este wombatul și nici de cum ursul. De fapt, ei sunt marsupiale, ca și cangurii. Bebelușii koala se numesc Joey. Ei stau un timp în burtica mamei lor, după care ies și se cațără singure în marsupiu, buzunărelul special de care vă spuneam. Deși la naștere sunt încă orbi și nu au nici urechi, puișorii se ghidează după miros și nu ratează niciodată buzunărelul călduros al mamei. Acolo stau mai bine de 6 luni până sunt suficient de puternici să iasă din marsupiu și să se cațere pe spatele mamei lor. La maturitate ajung să aibă cam 85 de centimetri lungime și aproape 14 kg, cam cât un copilaj de 2-3 ani. Ursuleții koala trăiesc în pădurile de eucalipt și mănâncă doar frunze de eucalipt. Da, doar frunze de eucalipt și poate și un pic de țărână se ajute la digestie. Nimic altceva, toată viața. Nu vreau să-mi imaginez cum ar fi să mănânc toată viața frunze. Și încă ceva foarte interesant. Frunzele de eucalipt sunt otrăvitoare pentru majoritatea animalelor, dar nu și pentru koala. Când cresc, mănâncă aproximativ 1 kg de frunze de eucalipt într-o zi. Aceste viețuitoare drăgălașe au fost numite koala de un trib de aborigeni. Koala înseamnă în limba lor cei care nu beau apă și, într-adevăr, se pare că ursuleții nu beau apă mai deloc, fiindu-le suficient sucul din frunzele de eucalipt. Ursuleții koala nu sunt foarte energici. E și normal dacă se hrănesc doar cu frunze care au un conținut scăzut de nutrienți. După ce își ronțăie frunzele, ațipesc leneși pe crengile arborilor. Pot să doarmă și 20 de ore pe zi. Nu sunt animale foarte sociabile. Singurele relații strânse sunt între puișorii de koala și mămicile lor. Ursuleții koala locuiesc de foarte mult timp în pădurile australiene. Cele mai vechi fosile care s-au găsit datează de acum 20 de milioane de ani. Wow! Specia ursuleților koala este din păcate pe cale de dispariție, dar este protejată de lege și multe grupuri de oameni s-au unit să le apere habitatul, adică locul în care trăiesc. Ursuleții sunt în primul rând amenințați de secete și incendii de vegetație, dar și de oameni. Peste 1000 de urși koala au murit în incendiile din anul acesta și aproape 80% din habitatul lor natural a fost distrus. Până în secolul 20, pieții ursuleți au fost vânați pentru blana lor, iar acum casele oamenilor și civilizația au pătruns mult în zona care cândva era numai a lor. Koala mai sunt amenințați acum și de mașini și de câinii oamenilor. Păcat de vieții ursuleți. Nu aș vrea să dispară. Sunt atât de drăgălași. Și nu doar eu cred asta. Acest animal este atât de îndrăgit încât a devenit un simbol al Australiei, alături de canguri. Un biolog celebru spunea că dacă s-ar face un sondaj despre animalul cel mai strâns asociat cu Australia, ar câștiga ursulețul koala. Urșii koala au fost vedete în tot felul de filme și desene animate. Au fost transformați în jucării de pluș și mascote și sunt cei care aduc mii de vizitatori zilnic grădinilor zoologice.